Bună ziua, dragi prieteni din Vărsător! Haideți să vedem la Vărsător pentru săptămâna viitoare. Vărsător. Ce îndrăgostiți sunteți, Vărsătorii, și ce atracție simte acea persoană pentru dumneavoastră. Uite ce secretoși sunteți cu dragostea dumneavoastră, ca și când îi spuneți în secret sau vreți să nu știe nimeni, să nu afle nimeni, da? Comunicare există, uite, comunicați pe WhatsApp, Facebook, ce aveți dumneavoastră. Dacă vă întrebați dacă acea persoană care nu mai comunică sau nu spune nimic, sau dumneavoastră îi scrieți, vorbiți, nu spune nimic, o să aflați de ce nu vă poate scrie. Această persoană vede tot ce îi scrieți, tot ce faceți, vă caută, vă urmărește această persoană, nu vă gândiți că nu. Sunteți foarte atrăgătoare pentru această persoană. Vine această persoană, vă caută, aveți șansă cu această persoană și arată că veți forma o familie împreună. Da, multă dragoste, atrageți această persoană, este îndrăgostită, sunteți îndrăgostită de această persoană. Poate să fie o persoană între dumneavoastră și el sau ea, dar va dispărea acea persoană. Uite ce îndrăgostiți sunteți. Poate să fie o persoană care transmite energie negativă sau o fostă sau un ex, o exă. Da? Arată că veți forma familie. Și acei nori se duc. Arată că ați lăsat multă, multă dragoste în inima acestei persoane și primiți vești de dragoste. Vești de dragoste de la această persoană. Dacă sunteți singuri, apare o persoană în viața dumneavoastră cu care veți forma o familie sau o relație serioasă sau o relație de mai lungă durată. Aici, 20. Cartea aceasta este grădina. Se numește grădina. Poate să însemne o perioadă de o lună. Că într-o lună să se împlinească ce doriți. Poate să însemne ceva social, o petrecere, o locație unde veți merge, unde vă veți întâlni cu această persoană, unde veți avea o relație sau unde începeți. Dar poate să însemne și o persoană care intră în viața dumneavoastră și este falsă, este un început fals. Sau doar vrea să vă atragă, să vă cucerească. Dar nu vrea ceva serios, da? Hai să mai vedem una. Ui, da. Deci aici este vorba despre o persoană nouă. O persoană pe care dumneavoastră o cunoașteți undeva. Trebuie să aveți grijă că uite cum iese de șarpe această persoană. Uite. Deci aici pentru persoanele care sunteți, aveți pe cineva nou. O să întâlniți o persoană nouă, o femeie, un bărbat, da? O femeie mai mult văd. Șarpele este mai mult femeie, februarie. Sau ați întâlnit recent, care nu este geloasă, amenință, vă înșală, vă face complicații în viață, trădător, trădătoare, gelos, da? Negativ, o femeie. În care să nu aveți încredere. Chiar dacă vă atrage și vă dori și vă iubiți, nu aveți încredere în ea pentru bărbații, da? Cam asta a fost pentru Vărsător. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.